Adevărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul 1. Împăratul? Cineva a întrebat când o să vină împăratul, cred. Împăratul va veni cu puțin înainte de miezul nopții, cu foarte puțin înainte. O știu chiar de la Memnon. Dai aici, păgâne! Binișor, domnule, sunt și eu un negustor de fructe. Porcul grohe? Câine! Îndrăznești să grohe împotriva unui creștin bine îmbrăcat? Împotriva unui om chiar de aceeași religie cu împăratul? Nu! Ține! În noroi cu tine și cu fructele tale! Așa, așa, așa! Să te tăvălești acolo precum zeii tăi! Na! 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 Și mai nasă! Nasă niște! Na! Na! Și un picior! Ține! O să stăpăcesc pielea ta blestemată! Împăratul a arătat de curând cât îi displace ca noi, cetățeni creștini, să întreținem relații cu păgânii. Ca și cum n-ar fi nicio diferență între noi. Vorbești de înștiințarea aceea afișată în piețe. Am citit-o. Și eu, ca aurar, găsesc că în tocmai cum există pe lume aur curat și aur cald. Iar eu, în calitatea mea de coafor, spun că nu trebuie să coafezi întreaga lume cu același pieptene. Iată părerea mea. Mai există, slavă Domnului, suflete fervente printre noi. Suntem departe de a fi destul de zeloși, iubiți frați. Ia te uită numai la aroganța de care dau dovadă acești necredincioși. Ori crezi cumva că printre trențăroșii ăștia sunt mulți care poartă pe brațe semnul crucii și al peștelui. Na, no, no, da. Ia gândește-te, ei mișmă și se înghesuie chiar până în fața capelei curții. Într-o noapte atât de sfântă stăvilesc drumul membrilor neprihăniți ai bisericii. Donatiștii sunt cumva neprihăniți? Cum? Cum? Un donatist? Ești un donatist? E bine, ce? Nu ești și tu? Eu? Că de-ați-ar trăsnetul pe limbă. Ascult, fie ca ciuma și plăjile. Un donatist, un stârv, un putregal. Așa zi. Legătură de crengi pentru focul satanei. Să fii! Insultă-l, scump frate. Ia mai ta și tu. Hai, spală putina acum, te recunosc. Ești potam, un maniheu. Un maniheu, un eretic puturos. Asta-i, dar în lumina lămpii mele nu e altul decât boianjiul Focion din Antiohia, Cainitul. Fericire mie care m-am încrăduit cu minciuna. Nefericire mie care am ajutat un fiu al diavolului. Iaca, ține o palmă ca să-ți mulțumesc pentru ajutor. Hei, nereios, ia-o înapoi. Blestemați să fiți amândoi. Diavole! Împăratul! Grăbiți,
Duceți-vă! Să intrăm în biserică! Curtea vine în mare cortejul! Preoții cu cădelnițe merg în față, apoi halebardieri și purtători de torțe, curtei și garda pretoriană. Hai, hai! Prințe Iulian! Stăpâne! Unde e Galus? Galus? Ce vrei cu Galus? Te-am prins! Stăpâne! Hai, vino, vino, Constanțius, vino, împărat! E timpul să intrăm în biserică! E glasul conștiinței! Ce uneltiți voi doi! Noi? Tu și el! Vino, Constanțius, haide, haide! O faptă atât de întunecată! Ce răspuns a dat oracolul? Oracolul? Pe sfântul meu mântuitor? Dacă va acuza cineva pe nedrept, o va plăti pe rug. Hai, hai, hai să rămânem uniți, Iuliane. Dragul meu, văr, dragul meu, văr. Să rămânem uniți. Totul e în mâinile tale, stăpâne iubit. Să mergem. E timpul, Constanțius, e noaptea de înviere. Să intru. Să mă înfățișez înaintea Domnului. Eu. Roagă-te, roagă-te pentru mine, Iuliane. Îmi vor oferi vinul sfințit. Sfânta cuminecătură. Văd. Strălucește ca ochii de șarpe în potirul de aur, ochi sângerânzi. Pentru numele lui Iisus, pentru numele lui Iisus Hristos, roagă-te, roagă-te pentru mine, Iuliane! Împăratul este bolnav! Trebuie perseverență, Iuliane, diavolul... Diavolul e extrem de activ în noi toți. Vorbește cu Hecebolios, exegetul. Ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie? Acum, stăpâne, e timpul să intrăm în biserică. Da? Nu vreau să merg. Vino, Constanțius. Haide, vino, îți spun. Da, da. Să intrăm în casa Domnului. Hristoase, da, uitam. Iuliane, Galus va trebui să mi se înfățișeze. Să mergem. Stăpâna tot puternic al lumii, împărate Constanțius, Lasă un slăbănoc să-ți atingă marginea nădejduiului ca să se vindece! Da. Nădejduiește, fiule, nădejduiește! Aruncați-le arginți! Să intrăm în biserică! Sfinte de la Galus.
această noapte sfântă a învierii. Nu se poate gândi. Oh, cine ar putea să știe? Iuliane! A? Eu sunt. Rămâi unde ești. Nu te apropia de mine, omule. Nu-ți mai amintești așadar de Agaton? Agaton? Nu. Pe Sfânta Cruce. Nu cred să fii tu acela? Privește-mă. Privește-mă bine. Prieten, prieten din copilărie. Tu, cel mai scump dintre toți, și iată-te aici. Da. Ce minune. Ai venit de atât de departe, ai străbătut munții și ai trecut marea. Ce lungă călătorie din Capadocia până aici, la Constantinopol. Vino aici, Agaton. În plin clar de lună să te pot vedea. O, tu, cum ai crescut, Agaton. Ce puternic pari. Iar tu ești palid. Nu suport aerul palatului, cred că e vătămător. Nu e ca la Machelon, care e așezat la înălțime. Nu există în întreaga Capadocie oraș așezat la fel de sus. Ce aer proaspăt, ce vânt rece suflă dinspre zăpezile din Taurus. Ești ostenit, Agaton? Oh, deloc. Să ne așezăm totuși aici. Aici, pe terasa de marmură, de unde o scară coboară spre mare, e un loc retras și tihnit. Plăcuți au fost cei 6 ani din Capadocia. Da, fericite vremuri. Noi la cărțile noastre, iar Galus pe calul lui Persan. Ca umbra unui nor alerga pe câmpie. Da, spune-mi un lucru. Biserica? Biserica, de pe mormântul Sfântului Mamant, pe care Galus și cu mine o clădeam. Galus și-a terminat aripa lui. În ce mă privește, a mea n-a vrut să iasă niciodată. Până la urmă, ce s-a ales? A fost lăsată în părăsire. Meșterii spuneau că nu e chip să poată fi terminată. Bineînțeles. Am fost nedrept față de ei când i-am acuzat de nepricepere. Acum știu pentru ce zidirea nu înainta. De ce? Am să-ți o spun, Agaton. Mamant era un sfânt fals. Sfântul Mamant? Acest Mamant n-a fost niciodată martir. Cum? Întreaga legendă pe seama lui se bizuie pe o ciudată eroare. Echebolios, grație unei prodigioase erudiții, a descoperit cum se petrecuse totul și chiar eu am compus de curând o mică scriere asupra acestei probleme. Un opuscul, dragă Agaton, pe care câțiva sofiști, e surprinzător, l-au menționat elogios, pare să, în sălile de curs. Iuliane! Domnul să-mi păstreze inima nepângărită de oarecare zădărnicie. Vicleanul ispititor cunoaște nenumărate tertipuri. Nu se poate ști niciodată. Și astfel, Galus a reușit și eu nu. Dragă Agaton, când mă duc cu gândul la zidirea acelei biserici, parcă văd altarul lui Cain. Iuliane! Dumnezeu mă respinge, Agaton! Nu spune asta! Oare Dumnezeu nu era El puternic în tine atunci când m-ai scos din bezna păgâna neștiinței și mi-ai dăruit lumina veșnică? Tu, care nu erai pe atunci decât un copil! De-ar fi cu putință și astăzi. Cine îmi insufla cuvintele arzătoare? Erau cântări de laudă în văzduh, o scară între cer și pământ. Ai văzut-o? Ce? Steaua căzătoare. Acolo, în spatele celor doi chiparoși. Ți-am povestit ce a visat mama în noaptea dinaintea nașterii mele? Ce a visat? Mama a visat că îl naște pe Ahile. Iuliane, adevărat e cum se zvonește că vei fi într-o zi urmașul împăratului. Nu vorbi despre asemenea lucruri plineștioase. Nu știu ce zvonuri stupide se vântură. Pentru ce mă urmărești cu întrebările tale? Nu vei scoate un cuvânt de la mine mai înainte de a-mi fi spus ce ai venit să faci la Constantinopol? Vin în numele Domnului Dumnezeu. Dacă îți iubești Salvatorul și ții la salvarea ta, întoarce-te acasă. Vorbește încet. Iată, o corabie care acostează. Ha.
te aduce aici? Vii să săruți lemnul din Sfânta Cruce. Iuliane, fă calentoar să-ți spun. Știi ce a devenit Constantinopolul de 5 luni? Un Babilon al blasfemiilor. N-ai auzit spunându-se? Nu știi că Libanius e aici? Libanius? Unul dintre acei maestri ai rătăcirii păgâne? Cel mai primejdios dintre toți. E mai primejdios chiar decât acel enigmatic Maximus. Maximus! Nu vorbi despre acest șarlatan. Echebolios îl ia drept un impostor și cu siguranță că nu se înșală deloc. Nu, 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 nu. Agaton, Libanius e cel mai periculos. Predă aici ca filozof și eretor. Renegarea îi curge de pe buze, seducătoare precum cântul poemului despre troieni și greci. Toți credincioșii care se apropie de acest om subtil devin apostați și nelegiuiți. De-aș avea puterea împăratului, ți-aș trimite capul lui Libanius pe o tipsie de argint. Dar cum poate îngădui împăratul Constanțiu? Sună ca asta, piosul nostru, împărat credincios, cum? Împăratul? Da. Lăudate fie credința și pietatea, dar împăratului nu-i stă gândul decât la nefericitul război cu perșii. Acesta acaparează toate mințile. Nimeni nu-și îndreaptă atenția asupra războiului ce se duce aici împotriva principelui de pe Golgota. Oh, mântuitorule, de-aș putea evada din toată această ticăloșie păgână. A trăi aici însemnează a trăi în groapa cu lei. Iuliane, ce ai spus? Crede-mă, doar o minune ne-ar putea salva. Atunci ascultă. Minunea s-a înfăptuit. Ce vrei să spui? O vei ști, Iuliane, căci nu mai încape îndoială că despre tine e vorba. Ceea ce m-a făcut să vin la Constantinopol e o vedenie. O vedenie? O revelație sfântă. Pentru numele lui Dumnezeu vorbește. Ce? Niciun cuvânt. Așteaptă. Vine cineva. Rămâi acolo. Ia-ți un aer nepăsător ca și cu nimic. Nu s-ar petrece. Să nu pierzi ceva în apă când vom coborâ în barcă, Grigorie. Ține minte, cărțile și pergamentele pe care le duci au mai multă valoare decât aurul. Îngăduiți-mi, există bunuri materiale care au mai multă valoare decât aurul? Îngăduiți-mi, poți răscumpăra pe aur fructele vieții tale? E drept, e drept. Dar dacă e așa, n-ar trebui să te încrezi în apele perfide. Bunăvoința oamenilor e și mai perfidă. Iată o vorbă înțeleaptă. Și încotro îți va duce pânza cu morile. La Atena! Studenții mei se împacă rău cu lumina bisericii în orașul imperial. Întinde mâna, Salust! Da, maestre. Scala care coboară spre mare apucă. Pe zei, el e prințul Iulian. El? Tot atât de adevărat pe cât trăiesc, îl cunosc. L-am văzut plimbându-se cu Hechebolius. Domnule, ceva mai înainte surâdeai. Ce te făcea să surâzi? Când te-ai plâns de lumina bisericii, m-am întrebat dacă nu era mai degrabă lumina acelui rege al școlilor de gândire, a cărui strălucire prea puternică îți stânjenea vederea. Invidia nu și-are locul sub mantia scurtă de filozof, ca cea pe care o port și eu. Ceea ce nu are loc, țâșnește în afară. Limba ți-a ascuțită, nobile Galilean. Pentru ce Galilean? Care mi-e însemnul de Galilean? Veșmântul de curte. Sunt filozof pe dinăuntru, căci port o cămașă foarte grosolană. Da, spune-mi, ce cauți la Atena? Ce căuta Pilat din pont? Ei, ce? Oare adevărul nu este acolo unde e Libanius? Da. Da, Libanius, da. Libanius nu va întârzia să tacă. Libanius a ostenit să lupte, domnule. Ostenit? El, invulnerabilul, veșnicul învingător? A ostenit să-și aștepte egalul. Glumești, străine? Cum poate crede Libanius că-și va găsi egalul? Egalul lui există. Cine? Unde? Numește-l. Da sau nu există
trăind la curtea imperială un tânăr care, prin constrângere și prin ordine severe, cu ajutorul rugăciunilor și al mijloacelor de convingere, e ținut departe de lumina sălilor de învățământ? Se procedează așa pentru a-i păstra neatinsă credința. Din pricina împăratului, tânărul său văr e ținut departe de filozofi. Împăratul nu are darul divin al cuvântului. Împăratul e mare la urma urmelor, dar nu suportă ca succesorul său să strălucească în imperiu. Să strălucească? Să strălucească în imperiu? Ce știi tu? Ce știți voi toți despre prințul Iulian? Da, da, ar putea străluci în imperiu. Ce nu se povestește despre anii copilăriei lui în Capadocia? Ce observații n-a făcut Mardonius asupra lui? Și Hecheboleus apoi? Ce măestrie exista în vorbirea copilului, ce frumusețe, ce grație în jocul înaripat al ideilor? Și ce daruri posedă el, acest Hecheboleus, în comparație cu darurile atât de surprinzător dezvăluite de acest prințișor, care în Capadocia, precât se spune, a susținut pe mormintele galileenilor martirizați o doctrină pe care eu o iau drept eronată, de unde și greutatea de a o propovădui, dar pe care el a predicat-o cu atâta însuflețire, încât dacă e să dau crezare unui zvon foarte răspândit, nenumărați copii de vârsta lui i s-au alăturat, urmându-l ca discipoli. Ah, Hecheboleus, ca și alții, e mai mult gelos decât zelos. Iată pentru ce Libanius a așteptat zadarnic. Ce-a spus Libanius? Pe Dumnezeu, te conjur, fă-mă să știu. A spus în tocmai ceea ce ai auzit. Ba chiar mai mult. A spus, priviți-l pe acest prinț galilean. Este un Ahile al gândirii. Ahile? Visul mamei mele. Există o întreagă lume splendidă pentru care voi sunteți orbi. Voi, galileenii. O lume unde viața e o sărbătoare solemnă printre statuile și imnurile templelor, cu spumegânde cupe și trandafiri în păr. Punți vertiginoase se întind de la spirit la spirit până la cele mai îndepărtate lumini ale spațiului. Cunosc pe acela care ar putea fi stăpân în acest mare imperiu al soarelui. Da, cu prețul mântuirii. Ce este mântuirea? Unirea regăsită cu principiul. Da, în viața conștientă. Unirea persoanei însăși, a mea, cel care sunt. Unire ca aceea a picăturii de ploaie cu marea, ca a frunzei prefăcute în pulbere cu pământul ce a hrănit-o. Oh, de-aș fi învățat, de-aș avea arme să le ridic împotriva ta. Mergi să-ți faci rost de arme, tinere. Școala este sala de arme a ideilor și facultăților. Rămas bun! Cine era acest om misterios? Ascultă-mă, Iuliane. M-a înțeles. Oh, cât de pătrunzători sunt acești ochi păgâni. E lucrătura ispitei, crede-mă. Eu sunt acela cu care Libanius ar fi vrut să lupte. Libanius mă așteaptă. Ascultă și supune-te. Hristos te așteaptă. Ce vrei să spui, prietene? Vedenia ce m-a făcut să vin la Constantinopol. Da. Aproape că uitasem. O revelație, spuneai? Da. Povestește. Eram în Capadocia. E o lună sau ceva mai mult de atunci. Se răspândise zvonul că păgânii începuseră din nou să-și țină într-ascuns adunări noaptea în templul Cibelei. Ce îndrăzneală! Interdicția e riguroasă! Și astfel, toți credincioșii s-au ridicat indignați. Autoritatea a pus să se dărâme templul, iar noi am sfărâmat idolii scandaloși. Cei mai zeloși dintre noi au fost chiar împinși de Duhul să meargă mai departe. Cântând psalmi și purtând stindarde sfinte, am traversat orașul și am căzut ca niște vestitori ai mâniei divine asupra nelegiuiților. A fost o zi mare într-o slava Domnului. Și apoi? Vedenia... Draga Agaton. Oh,
Eram în culcușul meu. Nu puteam nici priveghea, nici dormi. Golit pe dinăuntru părea că sufletul îmi părăsise trupul. Găsindu-mă eu în starea asta, deodată, zidul din fața mea s-a umplut de lumină și în para ei un om adăsta, acoperit de un lung veșmânt alb. Fața lui strălucea ca soarele, raze îi încununau creștetul. Ținea în mână o trestie și mă privea cu ochi de o blândețe necrăită. Văzut-o. Și atunci a vorbit și a spus: ridică-te, Agatoane, mergi de-l caută pe cel care va moșteni regatul. Poruncește-i să se coboare în groapă și să lupte cu lei. Să se lupte cu lei? Da, 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 înțeleg. Da. Chiar asta e, dragă Agaton. Da. E voia lui Dumnezeu ca eu să merg să-l găsesc pe Libanius. Nu, 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 ascultă-mă până la capăt. Să-i furmește șugul și cunoașterea, să birui necredința cu propriile ei arme, să lovesc, să lovesc precum Pavel și să fiu biruitor ca el în numele Domnului. Nu, nu ăsta e înțelesul, Iuliane, căci Domnul a adăugat: vestește-l pe ales că trebuie să-și scuture de pe picioare pulberea orașului imperial și niciodată să nu-i mai treacă porțile. Și tu ești sigur de ce spui, Agaton? Da, cu desăvârșire. Nu aici, prin urmare. Să mă lupt cu lei. Unde? Unde? Cum voi limpezi una ca asta? Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen, traducerea Venera Antonescu, adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu, partea 1, Cezarul Iulian, episodul 1, în distribuție Marius Stănescu, Prințul Iulian, Mircea Constantinescu, Libanius, Ștefan Velniciuc, Împăratul Constanțius, Ion Chelaru, Aurarul Potamon, Alexandru Bindea, Boiangiul Focion, Răzvan Vasilescu, Coaforul Eunapios, Ionuț Chivu, Agaton, Anemarie Ziegler, Împărăteasa Eusebia, Adrian Văncică, Salust, Milica Crăinicianu, O femeie din mulțime. Regia de montaj, Florina Istodor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2009. Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul al doilea.
Galus! E bine, cine e omul acesta? Agaton. Ah, pe Dumnezeu, dar e capadocianul! Iată-te, bărbat, în toată firea! Galus. Știi, Galus, împăratul a întrebat de tine. Acum, în noaptea de înviere? Da, vrea să-ți vorbească. Părea pradă celei mai vii mânii. Ce te face să crezi asta? Ce-a spus? Nu l-am înțeles. Voia să știe care a fost răspunsul nu știu cărui oracol. Nu mi-ascunde nimic. Despre ce e vorba? E vorba de moarte sau exil? Mântuitorul e bun! Am pus o întrebare preoților lui Osiris din Abydos. Oracolul! O asemenea faptă păgână! Am întrebat despre ieșirea din războiul cu perșii. Ce nebunie! Galus, citesc în inima ta. Ai întrebat ceva mai mult de atât. Încetează, n-am întrebat. Pata! Ai întrebat oracolul despre viața sau moartea unui om puternic. Și dacă ar fi așa, ce ne stă mai mult pe suflet amândurora dacă nu asta? Taci, smintitule! Lasă-mă în pace! Târăște-te în fața lui ca un câine. Eu nu sunt dispus să mai îndur una ca asta. O voi striga sus și tare, pretutindeni. L-ai văzut, capadociene? L-ai văzut pe ucigaș? Galus, frate! Ucigașul? Ucigașul în strai de purpură. Ucigașul tatălui meu, al mamei vitrege, al fratelui meu mai mare. De la tine o să ni se tragă pirea. 11 capete într-o noapte, 11 leșuri, întreaga noastră familie. Dar să nu te îndoiești, îl chinuiește conștiința. Mustrările de cuget îi aleargă prin oase ca o mișunare de vieri. Nu-l asculta! Du-te! Du-te! Ia stai! Stai! Cât ești de palid și de tulburat, nu cumva tu m-ai trădat? Eu? Propriul tău frate? Cine altul ar fi putut fi? Crezi că nu știu ce șoptesc unii și alții? Că împăratul gândește să te desemneze urmaș? Niciodată! Ți-o jur, dragă Galus, niciodată asta nu o să se întâmple. Nu vreau! Altcineva mai puternic m-a ales. Crede-mă, Galus, altceva mi-e hărăzit. Nu aceasta mi-e calea, îți spun. O, Doamne al puterilor, eu pe tronul imperial, nu! Bine jucat, fățărnice! Oh, Galus! De-aș putea muri în locul tău. De-aș fi eu cel alungat. Îmi pierd sufletul aici. Ar trebui să iert și mi-e peste puteri. Răul urcă în mine ca un val. Ura și răzbunarea îmi înfierbântă mințile. Iată-l că vine! Din biserică. Stăpânește-te, frate drag! Ce blândă pace odihnește în mine. Ai prins puteri, dragă Constantius. Am văzut Duhul în chip de porumbel pogorând asupra mea. Mi-a luat cu el tot greul păcatelor. Acum sunt în stare să îndrăznesc mult. Iată-i acolo pe amândoi frații, să ne apropiem. Galus! Nu-mi face rău! Vere! Hai, lasă sabia! Vino în brațele mele! Hristos a înviat din morți. Vedeți? La lumina stelelor din noapte de Paști, îl aleg pe cel care este aproape de inimă. Și ceror, înclinați-vă toți până la pământ. Viață dăruindu-le. Salutați-l pe Cezarul Galus. Constantius! Cezar? Eu? Moștenitorul și urmașul meu. Până în 3 zile te vei duce să întâlnești armata din Asia. Prea nobilul meu stăpân. Mulțumește-mi prin fapte, iubite Galus.
Iuliane. Da. Pios, prieten și frate. Trebuia să fac asta. Voința împăratului fie binecuvântată. Tu nu-ți dorești nimic. Totuși, ascultă, m-am gândit și la tine. Află, Iuliane, că de acum înainte poți respira liber la Constantinopol. Lăudat fie Hristos și împăratul. Ce, ai și aflat? Cine ți-a spus-o? Să aflu ce, stăpâne? Că Libanius este exilat. Libanius? Exilat? Da. L-am exilat la Atena. Corabia e acolo jos. Așteaptă. Va pleca la noapte. El însuși. A fost Libanius însuși, filosoful străin. De mult o doreai, nu? Da. Nu ți-am putut face pe voi mai curând. Dar acum, asta să-ți fie o mică răsplată, dragă Iuliane. Stăpâne, mai fă-mi o favoare. Cere, cere tot ce vrei. Lasă-mă să plec la Pergam. Știi că bătrânul Edesios preda acolo. Ciudată dorință. Tu, printre păgâni... Edesios nu e periculos. E un bătrân nobil la suflet, bancă și slăbit de vârstă. Și ce vrei de la el, frate? Vreau să învăț a lupta cu leii. Îți înțeleg gândul pios. Și nu ți-e teamă? Te crezi destul de puternic? Domnul Dumnezeul nostru m-a chemat cu voce tare. Precum Daniel, voi coborî cu bucurie și credință în groapa cu lei. Iuliane! În noaptea asta chiar, tu însuți ai fost unalta sa fără să o știi. Lasă-mă să plec și să purific lumea. Îngăduie-i, Doamne! Asta-l va împiedica să viseze la țelor mai înalte. Te rog, Constantius, nu te împotrivi acestei arzătoare dorinți, te rog! Cum ți-aș putea refuza ceva într-o asemenea clipă? Du-te! Du-te cu Dumnezeu, Iuliane. Mulțumesc, mulțumesc. Iar acum, la ospățul veselii. Bucătarul meu, adus din Capua, a preparat câteva noi feluri de mâncare fără grăsime. Fileuri de crap în vin de chios. Și acum să mergem. Hai! Treci după mine, Cezar Galus. Prea bine. Eleno, prințesă, ce miraculoasă schimbare. Galus, zorii se ridică peste speranța noastră. Abia pot să o cred. De ce așa tăcută, Eusebia? Constantius, cum ai putut alege astfel? 11 umbre au cerut-o. Fericire nouă! Asta nu îndepărtează umbrele, Constantius! Cântăreții din flaut! Pentru ce tac acești netrebnici? Hai, suflați! Suflați! Ce însemnează aceste strigăte sălbatice? O corabie a sosit din Efes, Vasile. Cu noi elevi? Da. Atunci vom avea o noapte zgomotoasă. Nu mai putem citi. Vino, Grigorie. Să nu privim aceste murșării. Uită-te acolo, spre stânga. Există cumva spectacol mai deplorabil? Prințul Iulian, cu trandafiri în păr, cu obraji în flăcări. Da. Iar în spatele lui, o mulțime de studenți ce se clatină pe picioare cu priviri ațâțate. Ascultă bâiguierile acestor limbi încleiate de băutură. Au petrecut întreaga zi la crâjma lui Licon. Și printre ei sunt mulți de-ai noștri, Grigorie. Sunt tineri creștini. Se pretind a fi. Hei, acolo! Priviți, Castor și Pollux, ai Capadociei! Ne-a zărit. Eu plec. Nu pot să-l văd în această stare. Eu rămân. Are mare nevoie de un prieten. Trăiască lumina Atenei, prințul Iulian! Da? Trăiască iubitul înțelepciunii și ale locinței. Orice lingușire este zadarnică.
Astăzi nu veți mai scoate de la mine nici măcar o strofă! Când conducătorul nostru tace, totul ne pare searbăt, ca dimineața după o noapte de chef. Dacă se impune un joc, atunci să fie nou. Da, să zicem un proces? Da. O ședință de tribunal. Da, prințul Iulian pe scaunul judecătorului. Niciun prinț aici, prieteni. Urcă pe scaun, neasemuitule. Aș avea îndrăzneala? Nu. Iată omul nostru. Cine e mai încercat în jurisprudență decât Grigorie de Nazians? Adevărat. Urcă pe scaunul judecătorului, înțeleptul meu, Grigorie. Da. Eu sunt acuzatul. Te rog, prietene, lasă-mă în afara jocului. Pe scaunul judecătorului, îți spun. Pe scaunul judecătorului. Care e crima mea? Da, care ar fi? Ceva galilean, cum zicem noi, necredincioșii. Asta e ceva galilean. Ce ziceți de asta? Am refuzat să plătesc bir împăratului. Nu e rău! Excelent! Am fost adus aici, împins de la spate, legat fedeleș. Orbule judecător, chiar așa, orb, nu? Pentru că justiția e oarbă. Iată, privește-l pe acest om cutezător. N-a vrut să verse birul împăratului. Îngăduiem să arunc un cuvânt în talgerul balanței. Sunt cetățean grec. Ce datorează un cetățean grec împăratului? Ceea ce împăratul cere. Bun. Dar cât? Și răspunde ca și cum împăratul ar fi de față. Cât poate cere împăratul? Totul. Pe cuvântul meu, iată că s-a răspuns ca și cum împăratul ar fi prezent. Însă acum apare o problemă, căci stă scris. Dă cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Dar unde vrei să ajungi? Spune-mi, prin urmare, perspicace judecător, cât din ceea ce este al meu aparține lui Dumnezeu? Totul. Și cât din ceea ce aparține lui Dumnezeu am dreptul de a da împăratului? Dragi prieteni, destul cu acest joc. Răspunde. Cât din ceea ce este al lui Dumnezeu are dreptul să ceară împăratul? N-am să răspund. E deopotrivă de necuvincios și față de Dumnezeu și față de împărat. Lasă-mă să plec. Țineți-l bine! Voi, viitorii slujitori ai împăratului și ai filozofiei, n-a vrut el să se sustragă puterii împăratului? Da. Și ce pedeapsă îi dați pentru a tare nelegiuire? Moartea! Moartea într-o amforă cu vin. Să reflectăm! Să răspundem ca și cum împăratul ar fi de față. Care este limita puterii împăratului? Puterea împăratului e fără limită. Da, e ceea ce gândesc și eu. Dar a voi să te sustragi de la ceea ce este fără limită, prieteni, nu e nebunie? Ba da, capadocianul e nebun. Da, și ce e nebunia? Ce gândeau străbunii noștri despre această stare? Ce învățau preoții egipteni? Și ce spun misticul Maximus și ceilalți filozofi de pe meleagurile Orientului? Spun că taina cerească se dezvăluie în sminteală. Grigorie al nostru, în clipa când se ridică împotriva împăratului, este prin urmare în specială unire cu cerul. Vărsați vin pentru Capadocian, cântați cântece într-o lauda lui Grigorie al nostru. O statuie în onoarea lui Grigorie de Nazians. Lăudat fie Capadocianul. Slavă judecății sale. Cred că fratele meu Iulian proclamă înțelepciunea în piața publică.
proclamă nebunia, dragul meu Libanius. Înțelepciunea a plecat. Înțelepciunea a plecat? Sau e pe punctul de a pleca, pentru că și tu te îndrepți spre Pireu, până și tu, nu-i așa? Eu, frate? La ce bun să mă duc acolo? Libanius al nostru e deci singurul maestru care nu știe că un vas tocmai a sosit din Efes? Prietene, dar ce mă interesează pe mine acest vas? E încărcat până la bord cu aspiranți la cunoaștere. Aș, vine din Efes. Aurul nu are aceeași valoare de oriunde ar veni el? Aurul? Pe cei care sunt auriți, Maximus îi păstrează pentru sine și nu lasă să-i scape. Ce fel de studenți ne vin din Efes? Copii de băcani, fii mai vârstnici de-ai meșteșugarilor. Aurul, spune, dragă Iuliane, eu zic lipsă de aur. Tinerii ăștia abia au venit cu temir ce pentru a-și plăti ospățul de bun sosit. De data asta e neîndoielnic. Cel puțin unul dintre confrații tăi nu va fi decepționat. Prietenul meu glumește! Prietenul tău îți dă asigurarea că cei doi fii ai guvernatorului Milon sunt la bord. Ce spui? Acel succesor al lui Diogene, care își va lua supra-și educația lor, nu va fi constrâns de sărăcie să bea apă din căușul mâinii sale. Fii guvernatorului Milon? Acel nobil Milon care a trimis împăratului 7 cai persani cu hamuri încrustate cu perle? Ținând seama că venea de la Milon, mulți inși au găsit că darul era neînsemnat. E foarte adevărat. Milon ar fi trebuit să trimită un poem, ori un discurs bine ticluit, ori o scrisoare. Bogat, Milon e și cu prisosință înzestrat. Întreaga familie a guvernatorului Milon e din belșug dotată. Mai ales cei doi tineri. O cred bucuros. Dar nu mai stau deloc. Binele acestor tineri sunt într-adevăr o chestiune importantă. Totul depinde de cine va pune primul mâna pe ei. Tinerii mei prieteni, dacă sunteți de aceeași părere cu mine, să le întindem celor doi străini o mână spre a-i călăuzi, să-i ajutăm să găsească pe lângă cel mai bine aleși dascăl și locuință, și hrană, și îmbrăcăminte. Alerg! La Pireu, la Pireu! Ne vom bate ca niște mistreți pentru fiul lui Milon! Uită-te, Grigorie! Se zbenguie precum o turmă de fauni. Își ling buzele, închipuind banchetul la care se vor ospăta la noapte. Ești cumpătat în toate. Și totuși, iei parte la acest mod de viață. De ce nu? Știi tu sau știu eu când va cădea trăznetul? Pentru ce să nu trăim așadar o limpede zi însorită? Uiți că mi-am târât copilăria și primii ani ai tinereții într-o sclavie aurită. Devenise o obișnuință, pot spune chiar un fel de nevoie să încerc o anumită spaimă. Iar acum, această tăcere de mormânt din partea împăratului, această muțenie la pândă, am părăsit Pergamul fără învoirea lui. Împăratul n-a suflat o vorbă. Am mers cu de la mine vrere în Nicomedia. Am trăit acolo și am urmat lecțiile lui Nicocles și ale altora. Împăratul a înghițit și asta. Am venit la Atena. L-am căutat pe Libanius, pe care împăratul îmi interzisese să-l văd. Și împăratul a păstrat tăcerea până în ziua de astăzi. Cum trebuie să o interpretez? Trebuie să o interpretez favorabil, Iuliane. Oh, tu nu știi. Urăsc această putere din afara mea, înspăimântătoare când acționează și mai înspăimântătoare în repaus. Fii sincer, prietene, și spune-mi dacă numai asta te-a condus pe căi ciudate. Ce înțelegi prin căi ciudate? E adevărat, cum se aude, că-ți petreci nopțile aprofundând misterele păgâne de la Eleusis. A, da, da, te pot asigura. Nu e cine știe ce mare lucru de câștigat de la niște visători aviz de mistere. Dar să nu mai vorbim despre asta. Așadar, e adevărat. Oh, Iuliane, cum ai putut căuta atare companie dubioasă?
Mi-e sete de viață, Grigorie. Iar această școală de înțelepciune de aici, de la Academie, nu este viață, cât despre Libanius. Niciodată nu o să-l iert, tocmai pentru că l-am iubit atât. Veneam la Atena cu sufletul în sărbătoare. Vedeam în spirit o grandioasă bătălie între noi doi. Adevărul lumii sfârmându-se în lupta împotriva adevărului Domnului. Și ce s-a ales? Libanius nu și-a dorit niciodată cu seriozitate bătălia. În general vorbind, el n-a vrut niciodată niciun fel de luptă. Nu vrea nimic în afara propriului interes. Ți-o spun, Grigorie, Libanius nu e un mare om. Și totuși, întreaga Grecie luminată strigă că ar fi. Libanius e un mare cărturar, dar nu și un mare om. Scrisori! Scrisori din Capadocia. Și pentru mine? Ține, e de la mama ta. Pioasa mea, mamă. Sora ta e cea care-ți scrie, Vasile. Da, Macrina îmi dă vești grave și ciudate. Ce? Ce? Mai întâi cu privire la puternicul tău frate Galus. Exercită o stăpânire tiranică în Antiohia. Da, Galus e aspru. Macrina scrie stăpânire tiranică. Macrina scrie sângeroasă. Ah, e ceea ce gândeam. Pentru ce împăratul i-a dat de soție pe această văduvă depravată? Pe această Constantina? Oh, ce ticăloșie nemai auzită! Ce e, prietene? Ce este? Ești palid. Îl cunoșteai bine pe nobilul Clemazios din Alexandria? Da, da, ce i s-a întâmplat? A fost asasinat, Vasile. Ce spui? Asasinat? Asasinat e cuvântul. A fost dat morții fără judecată. Cine? Cine l-a dat la moarte? Da, cine? Pot eu să știu? Mama povestește astfel faptele. Soacra lui Clemazios ardea de o patimă vinovată pentru ginerele său. După ce toate încercările de a-l seduce au eșuat, și-a rostuit intrarea în castel prin ușa din spate. Ce castel? Mama scrie numai castelul. Ei bine, apoi? Se știe doar că ea a oferit unei nobile și puternice doamne o foarte prețioasă bijuterie pentru a obține o condamnare la moarte. Dar n-a avut-o. A avut-o, Iuliane. O, Iisuse! Înspăimântător. Și Clemazios? Condamnarea la moarte a fost trimisă guvernatorului Honoratus. Clemazios a fost întemnițat și executat a doua zi dis de dimineață, fără a putea, îmi scrie mama, să deschidă gura ca să se apere. Arde aceste scrisori periculoase. Ele pot cauza nefericirea noastră, a tuturor. Văi, cărelile nu ajută în istoria asta. Ce ai de gând să faci? Eu? Nu mă voi mai duce la Eleusis. Voi rupe orice legătură cu păgânii și voi mulțumi Domnului Dumnezeu că a îndepărtat de la mine ispita puterii. Bine, și altceva? Nu te înțeleg. Acest act de ticăloșie s-a abătut ca o ciumă asupra Antiohiei. Odată deșteptat, întregul rău iese din vizuină și mișună. Iar plaga se va întinde până departe. Nelegiuirea ne va mânji pe toți. O, Grigorie, dacă aș putea fugi până la capătul pământului. Locul tău este în buricul pământului, principe Iulian. Ce încerci? Ești fratele sângerosului Cezar. Du-te la el. Își spune creștin. Impută-i fățiși comportarea. Fă-l să se clatine sub povara spaimei și a remușcărilor. Smintitule, la ce te gândești? Îți iubești fratele? Vrei să-l salvezi? L-am iubit pe Galus mai mult decât pe oricine. L-ai iubit? Atâta timp cât nu mi-a fost decât frate. Dar acum nu este Cezar. Grigorie, Vasile, prea iubiții mei prieteni, tremur pentru viața mea. Trec prin chinurile morții în prezența Cezarului Galus. De ce ai venit la Atena? Ai dispus să se vestească pretutindeni, făcând vâlvă. Prințul Iulian părăsește Constantinopolul ca să lupte împotriva falsei înțelepciuni, ca să apere adevărul creștin împotriva minciunii păgânismului. Ce-ai împlinit din ceea ce trâmbițaseși? Oh,
Nu aici trebuia să aibă loc bătălia. Nu, nu aici. Nu cu un fel de a vorbi contra altui fel de a vorbi. Nu cu carte contra carte. Nu știință te servești de cuvinte în sala de conferințe. Nu, Iuliane. Afară. În viață. Trebuie să te desfășori cu viața în mâinile tale. Văd asta. O văd. Da. Cum o vede și Libanius. Îți băteai joc de el. Degeaba cunoaște esența și caracterul tuturor virtuților dacă totul rămâne pentru el la nivel teoretic. Niște precepte. Cât din ceea ce este al tău aparține lui Dumnezeu? Și cât are împăratul dreptul de a cere? Tu însuți spuneai că e o blasfemie. Împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu? Sau împotriva împăratului? Ei bine, fie! Mă vei însoți? Am de vegheat asupra familiei. Atât îmi permit puterea și mijloacele mele. La petrecere! La bacanală! Iulian! La bacanală, prieteni! Eu am plecat. Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen, traducerea Venera Antonescu, adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu, partea 1, Cezarul Iulian, episodul al doilea. În distribuție, Marius Stănescu, Prințul Iulian, Mihai Constantin, Grigorie de Nazians, Mircea Constantinescu, Libanius, Ionuț Chivu, Agaton, Daniel Tudorică, Galus, Ștefan Velniciuc, Împăratul Constanțius, Vasile Toma, Vasile din Cezarea, Anemari Ziegler, Împărăteasa Eusebia, Adrian Văncică, Salust, Mihai Smarandache, un student. Regia de montaj, Florina Istodor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2009. Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul al treilea. Oh.
Iuliane, vrei să mă asculți? Iuliane! Privește! Privește ceata de studenți! Și-au condus noi prieteni la baie. Părul le strălucește. Privește cum își învârtesc bastoanele. Cum strigă și lovesc pământul. Ce spui de asta? Ce spui de asta, Pericles? Îmi pare că-ți ghicesc umbra întărâtată. Uite, 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 uite. Privește-l pe acela pe care îl împing colgoluț în mijlocul lor. Iată! Dansa cu arele! Care sosesc! Vezi? Vezi? Întoarce toți, vin încoace. Spune-mi, Vasile, pentru ce păcatul păgân era atât de frumos? Te înșel, prietene. S-au compus poeme frumoase, s-au scris istorioare frumoase despre păcatul păgân, dar el nu era frumos. Oh, ce tot spui? Te rog și te rog, stăruitor, ascultă-mă! Socrate nu era frumos la banchetul său? Și Platon și toți veselii lor frați la petrecerile lor? Mai gândește-te la Oedip, la Medea, la Leda! Ficțiune, ficțiune, amesteci ficțiunea cu adevărul. Caracterele și voințele închipuite nu sunt de aceeași natură cu acele ale ființelor reale. Când trăiesc această viață dezordonată, mă întreb adesea dacă adevărul n-o fi dușmanul frumuseții. Și tocmai într-un așa moment suspin după frumusețe. Ai uitat cu atâta ușurință noutățile pe care le-ai aflat ceva mai înainte? Nici o vorbă mai mult despre ororile astea! Să izgonim din mintea noastră toate veștile din Antiohia. Spune-mi, ce mai scrie Macrina? Era acolo și altceva. Mi se pare că spuneai... cum numeai tu celelalte noutăți? Ciudate. Da, da, da. Despre ce era vorba? Ea scrie cu privire la Maximus din Efes. Misticul? Da. Acest om obscur s-a ivit din nou, de data aceasta, la Efes. Tot meleagul din preajmă e în fierbere. Numele lui Maximus e pe toate buzele. Ori e un șarlatan, ori dacă nu, a încheiat un pact sinistru cu anumite duhuri. Semnele și minunile lui hulitoare au atras după el lucru ciudat, chiar și creștini. Zi-te, rog, mai departe. Asta e tot. Macrina scrie că vede în întoarcerea lui Maximus o dovadă că mânia Domnului se abate asupra-ne. Crede că ne amenință mari nenorociri din pricina păcatelor noastre. Da, 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 da. Da. Ascultă, Vasile. Trebuie să fie neîndoielnic. O femeie rară, ea, sora ta. Și este, într-adevăr. Când îmi povestești ce spune în scrisorile ei, mi se pare că pricep în mod deplin ceva spre care am aspirat din totdeauna. Spune-mi, tot se mai gândește să lase lumea și să trăiască în pustie? Într-una se gândește la asta cu fermitate. E lucru ciudat că astăzi atât de mulți oameni sunt atrași de viața în singurătate. Când îi vei scrie Macrinei, îi pot spune că și eu... O știe, Iuliane, dar nu crede. De ce? Ce spune? Citește. Începe de aici. De fiecare dată când îmi scrii cu privire la tânărul văr al împăratului care ți este prieten, inima mi se umple de o mare bucurie ce radiază. Vasile, slujește-mi de ochi. Continuă în locul meu. Expunerea ta despre încrezătoarea siguranță cu care a venit la Atena mi-a evocat o imagine împrumutată din epoca Vechiului Testament. Da, cred că e David înviat din morți care îi va doborâ pe apărătorii păgânismului. Duhul Sfânt să fie asupra lui în luptă în fiecare zi. Destul! Mi-e de ajuns! Și ea? Ce cereți oare de la mine toți, voi toți, într-un glas? V-am făcut vreo făgăduială că mă voi lupta cu leii puternici? Cum se face că toți credincioșii privesc spre tine frământând de speranță? Dă-mi scrisoarea să văd.
Duhul Sfânt fie asupra lui în luptă în fiece zi. O, Vasile, dacă aș putea. Dar mă simt ca de dal între cer și pământ. O înălțime amețitoare și o prăpastie fără fund. Ce sens au aceste voci care îmi strigă de la răsărit și de la apus că trebuie să salvezi creștinismul? Unde e acest creștinism care trebuie salvat? Este la împărat sau la Cezar? Gândesc că acțiunile lor strigă destul de tare. Nu, nu! Este cumva la cei puternici și la nobili, la jumătățile astea de oameni desfrânați ai curții, care își încrucișează mâinile pe pântecele ghiftuit și piuie Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu? Sau e cumva la acei oameni cultivați, la aceia care, ca tine și ca mine, s-au adăpat de frumusețe și de cunoaștere din izvoarele păgâne? Cea mai mare parte dintre frații noștri nu înclină spre erezia ariană, căreia împăratul însuși îi acordă atâta credit, iar cât privește întreaga gloată zdrențăroasă a Imperiului, toți aceia care se dezlănțuie împotriva templelor care masacrează păgânii și pe fiii păgânilor, o fac ei oare pentru Hristos? O poți întreba pe Macrina dacă trebuie să căutăm creștinismul în pustie, pe coloana unde Sfântul Stâlbnic se ține pe-un picior, sau poate la acei brutari din Constantinopol care nu de mult se băteau cu pumnii pentru a clarifica dacă Sfânta Treime e în trei persoane sau în trei ipostasuri, pe care dintre toți aceștia Hristos i-ar recunoaște ca fiind ai lui, dacă ar coborî din nou pe pământ. Scoate-mi lanterna lui Diogene, Vasile. Luminează aceste întunecimi. Unde e creștinismul? Caută răspunsul acolo unde poate fi găsit în toate epocile de slăbiciune. Nu astupa fântâna științei tale, Vasile. Potolește-mi setea dacă poți. Unde trebuie să caut și să găsesc? În scrierile sfinților. Același răspuns deznădăjduitor. Cărți, mereu cărți. Când am venit spre Libanius, el mi-a spus cărți, cărți. Dacă vin la tine, cărți, cărți, cărți. Pietre în loc de pâine. N-am ce face cu cărțile. De viață mi-e sete, de comuniune cu spiritul, față către față. Oare o carte l-a făcut să vadă pe Saul? Nu cumva un văl de lumină l-a izbit? O vedenie, o voce? Uiți vedenia și vocea pe care acel Agaton din Machelon... Un ordin enigmatic, un oracol pe care nu știu să-l interpretez. Alesul sunt eu? Moștenitorul Imperiului, se spune în mesaj. Și care imperiu? Mii de îndoieli planează asupra mea. Tot ce știu e că sălașul leului nu e la Atena. Dar unde? Unde? O bâjbui ca Saul în noapte, dacă Hristos are planul cu mine, să vorbească de slușit. Și totuși stă scris. Știu tot ce e scris. Ceea ce e scris nu e adevărul în carne și oase. E nevoie de o nouă revelație. O, Vasile, de-ai putea prin rugăciunile tale să o faci să pogoare asupra mea. Martiriul, dacă trebuie, martiriul! Ah, voluptatea martiriului mă ia cu amețeală. Cununa de spini aici, pe fruntea mea? Uitasem că am asta pe cap. O altfel de cunună. Coroana veselă de trandafiri. La coș cu ea! N-am învățat decât un lucru la Atena. Care, Iuliane? Antica frumusețe nu mai este frumoasă. Iar noul adevăr nu mai este adevărat. Îl avem în mână! Îl avem în mână! Gândeam că îi aveai pe amândoi, Libanius. Care amândoi? Fiul lui Milon. A, da, 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 i-am și pe ei. Dar îl avem pe el, dragă Iuliane. Pe cine dar, prea iubite frate? S-a prins în propriile lațuri. Ah,
Un filozof atunci? Dușmanul oricărei filozofii. Cine? Cine întreb? Chiar nu știi? N-ai auzit vestea cu privire la Maximus? Maximus? Oh, ai bunătatea. Acest vizionar neliniștit trebuia să ajungă și până aici. Pas cu pas, până la nebunie. Cu alte cuvinte, până la cunoașterea supremă. Da, da, se poate spune și așa, dar acum trebuie să acționăm și să nu scăpăm ocazia. Tu, Iulian, tu ești omul care ne trebuie. Tu ești ruda apropiată a împăratului. Toți prietenii adevărați ai filozofiei își pun speranțe în tine aici ca și în Nicomedia. Ascultă, admirabile Libanius, cum eu nu sunt a toate cunoscător. Află deci că Maximus, de curând, a arătat deschis ceea ce se află în miezul doctrinei sale. Și pentru asta îl blamezi? A susținut că ar avea puterea de a comanda duhurilor și umbrelor. Libanius? Toți oamenii de pe vasul abia sosit erau îmbibați cu cele mai bizare povestiri. Iar aici, în această scrisoare, confratele meu, Eusebius, relatează amănunțit întâmplarea. Duhurile și umbrele. La Efes, de curând, într-o mare adunare de partizani și de adversari, Maximus s-a dedat unor practici interzise asupra statuii Hecatei. Asta se petrecea în templul zeiței. Eusebius scrie că era chiar el de față. Uite. Și că a fost martorul a toate de la început până la sfârșit. Era noapte neagră în jur, Maximus a rosit farmece stranii, apoi a intonat un imn pe care nimeni nu l-a priceput. Atunci, torța de marmură s-a aprins în mâna statuiei. Nelegiuire! Apoi? Și în puternica lumina albăstruie, toți au văzut fața statuii însuflețindu-se și surâzându-le. Pe urmă? Groaza a pus stăpânire pe spiritele celor mai mulți dintre spectatori. Toți s-au năpustit spre ieșire. Ca urmare, mulți dintre ei s-au îmbolnăvit sau au căzut pradă delirului. În ceea ce îl privește pe Maximus, și-a continuat calea primejdioasă și scandaloasă. Scandaloasă? Numește această cale scandaloasă? Nu e capătul spre care tinde orice filozofie? Comuniune între spirit și spirit. Oh, scump prieten, ce rătăcire. Îți spun că e mai mult decât scandalos. Cine este Hecate? Ce sunt zei în general pentru oameni iluminați? Din fericire, nu mai trăim în vremea bătrânului cântăresc orb. Maximus ar fi trebuit să o înțeleagă mai bine totuși. Nu e scandalos azi, în vremea noastră, să învălui din nou în enigme și în vise încețoșate această construcție admirabilă, tangibilă și, îndrăznesc să spun, penibil edificată de concepte și explicații pe care noi, pe care iubitorii înțelepciunii, pe care școala, pe care nu... Cu bine, Vasile! Zăresc o lumină în calea mea. N-am să te las. Te țin cu forță. Nimeni nu mă poate ține! Nu te împotrivi imboldului. Da, ce acces de nebunie, prietene, frate, confrate, unde vrei să te duci? Acolo unde torțele te aprind singure și statuile surâd. Ai face asta, tu, Iuliane, tu, mândria noastră, lumina noastră, speranța noastră, ai vrea să alegi spre acest Efes orbit ca să te pui la dispoziția unui șarlatan? Să știi că în clipa în care te vei înjosi până într-atât, chiar în acea clipă vei fi distrus magnifica reputație de cunoaștere și de inocință pe care în acești ultimii ani, în Pergam și în Nicomedia, dar mai cu seama aici, la Academia din Atena, tu! Oh, Academia! Academia! Rămâi cu tomurile tale! Mi-ai arătat acum omul pe care îl căutam! Acest tânăr prinț e un pericol pentru știință. Prințul Iulian e un pericol pentru mult mai mult decât asta. Vă văd. Vă văd. Vă văd! Ai mei sunteți! Grigorie! Iuliane! Vasile! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că duhurile voastre au zburat și au luat-o înaintea trupurilor! Prietene și frate! Atât am tânjit după voi! Ca un iubit după strângerea voastră de mână! Dar explică-mi! Slujitorii tăi ne primesc la ușă cu cânt de flaute! Vor să ne conducă la baie, să ne ungă părul,
să ne-l acopere cu trandafiri. Mirosul de tămâie umple sala. Amporele de vin sunt împresurate cu flori și frunziși. Cum de ne aștepți astfel? Nimeni n-a știut de plecarea noastră din Atena. Nici o piedică nu ne-a făcut să zăbovim pe cale. Corabia noastră a rivalizat ca viteză cu norii și cu cocorii sălbatici. Azi noapte v-am văzut mereu. Când e lună plină, Duhul lucrează în mine cu putere. Mă așezasem la masă în bibliotecă și adormisem ostenit, prieteni, atât de ostenit, după ce meditasem și scrisesem. Atunci, dintr-o dată, o vijelie părucă umple casa. Draperia de la intrare se umflă, ridicată de vânt, și început să plutească în aer. Iar eu privi afară, în noapte, departe, pe mare. Am auzit un cânt fervecător, iar acelea de la care venea acest cânt erau două mari păsări cu fețe de femei. Zburau oblic spre țări, unde și coborâre ușor, conturul penelor li s-a șters ca o pâclă alburie și într-o palidă lucire de zori v-am văzut pe voi, amândoi. Ești sigur de ce spui? V-ați gândit la mine? Ați vorbit de mine azi noapte? Da, da, în partea din fața vasului. Cam pe la ce oră din noapte? La ce oră ai avut această vedenie? O oră după miezul nopții. Ciudat. Vedeți? 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 O vedeți prea bine, nu? Așadar, e adevărat. Ce anume? Zvonul că practici aici arte oculte. Ei! Câte exagerări nu implică aceste zvonuri. Cezarul Galus și-a trimis de curând aici șambelanul, pe Ezios, ca să examineze dacă păstrezi credința curată, neamestecată. Ei bine? Nu scap niciun prilej de a mă împărtăși dimineața la biserică, ci socot pe martiri în rândul oamenilor superiori, căci nu puțin lucru înseamnă, cu adevărat, să înduri chinuri neasemuite, până și moartea, pentru părerile tale. Întru totul cred că Ezios era foarte satisfăcut de mine atunci când a plecat. Iuliane, în numele prieteniei noastre, spune-mi deschis ce se petrece cu tine. Sunt cel mai fericit fiu al pământului, scumpii mei prieteni, iar Maximus, da, numele îi se potrivește, Maximus, veți vedea, este cel mai mare dintre câți au trăit vreodată. Numai pe tine voiam să te vedem, stăpân. Asta poate înstrăina astfel frații unul de altul? Dați înapoi din teamă față de mister. Ei da, nici nu mă surprinde. Eu însumi am făcut la fel înainte de a fi presimțit ce este sâmburele vieții. Ce numești tu sâmburele vieții? Maximus o știe. El e purtătorul noii revelații. Ai luat cumva parte la ea? Puțin a lipsit. Sunt foarte aproape de a o face. În noaptea aceasta chiar Maximus mi-a făgăduit. Maximus e un visător ce se hrănește cu iluzii și e limpede că se înșală. Cu ce drept judeci lucrurile ascunse? Căci nu ține de cunoașterea ta, dragul meu Grigorie. Drumul ce conduce spre marea splendoare e înspăimântător. Visătorii de la Eleusis se apropiau de calea cea bună. Maximus a găsit-o. Am aflat-o eu însumi, călăuzit de el. Am pătruns în adâncul întunecatelor peșteri. Un lac greoi, mlăștinos, se afla în stânga mea. Cred că era un fluviu ce uitase să mai curgă. Voci stridente agrăiau de-a valma brusc și ca fără motiv
în întunecime. Zăream din timp în timp o lumină albăstruie. Făpturi terifiante mă atingeau ușor. Trecând, înaintam mereu într-o spaimă de moarte. Dar am suportat încercarea. În sfârșit, prea iubiții mei, cu acest trup pe care, iată-l, preschimbat în spirit, am pătruns până departe, în paradis. Îngerii mi-au intonat cântări de preamărire. Am contemplat centrul luminii însuși. Blestem asupra acestui nelegiuite Maximus! Blestem asupra acestui șarlatan păgân vândut diavolului! Orbire! Orbire! Maximus aduce omagiu fratelui său precursor, aduce omagiu celor doi mari frați, legislatorul de pe Sinai și profetul din Nazaret. Știi tu cum m-a umplut duhul cunoștinței? A fost într-o noapte de rugă și post. Am avut impresia că aș fi fost împins departe, departe, în afara spațiului și în afara timpului, căci aerul vibra de soare în preajma mea și mă aflam singur pe o corabie cu pânzele întinse în mijlocul mării Egee, de un luciu strălucitor. Insulele se înălțau unele în spatele altora ca niște mici nouri solidificați, depărtați, iar corabia era greoaie și părea că doarme pe întinderea violetă. Și iată că această întindere de ape a devenit din ce în ce mai transparentă, mai ușoară, mai limpede, a sfârșit prin a dispărea. Iar corabia ce mă ducea a rămas suspendată deasupra unui hău înspăimântător. Nici tu verdeață, nici tu soare acolo jos. Nimic alt decât fundul mort, văscos și negru al mării, în groaznica lui goliciune. Dar deasupra, pe volta infinită care până atunci mi se păruse goală, acolo era viața, nevăzutul prindea chip, iar tăcerea devenea armonie. Atunci am înțeles. Marea cunoaștere eliberatoare. Ce anume cunoaștere vrei să spui? Ceea ce este, nu e. Iar ce nu e, este. Oh, te rătăcești și te pierzi într-o urzeală de lumini și cețuri. Eu? Nu se întâmplă și minuni? Prevestiri și anumite conjuncții strane ale aștrilor nu vestesc că voința divină are cu mine intenții încă neclare? Nu crede în asemenea semne, Iuliane. Nu poți ști a cui lucrare sunt. Bunul meu, Grigorie, n-ar trebui să cred în semne de fericit augur, care s-au și confirmat? Să știți, prieteni, că o mare tulburare e foarte aproape, peste puțin timp. Cezarul Galus și cu mine vom împărți stăpânirea lumii. Știți ceva despre vedenia care a pricinuit întemnițarea și chinuirea cetățeanului Apolinar din Sidon? Nu, nu! Cum am putea ști? Apolinar a declarat că a auzit pe cineva ciocănindu-i în ușă de mai multe ori noaptea. S-a ridicat și a ieșit din casă. Și acolo, afară, a zărit o umbră, de bărbat sau de femeie, nici el nu știa. Iar umbra i-a vorbit și a poruncit să-și găsească un veșmânt de purpură, asemeni celor pe care le poartă suveranii de curând aleși. Dar cum în spaima sa Apolinar a refuzat o treabă așa de primejdioasă, umbra a dispărut și doar o voce i-a strigat: du-te, du-te, Apolinar,
și să ai pregătit veșmântul de purpură cât mai curând. E cumva semnul despre care spuneai că s-a confirmat? 8 zile mai târziu, soția cezarului Galus a murit în Bitinia. Constantina a fost neîncetat îngerul lui rău, de aceea trebuia ca ea să plece ca urmare a schimbării ce a survenit în planul divin. 3 săptămâni după moartea Constantinei, un trimis al împăratului, tribunul Scudilo, a sosit în Antiohia cu suită numeroasă. A dus cezarului Galus onoruri imperiale și l-a invitat în numele împăratului să vină ca oaspete la curte la Roma. Călătoria cezarului este în această clipă ca un marș triumfal de-a lungul provinciilor. Iată minunea prin care Domnul ne ridică familia decăzută sub păcat și persecuție. Ciudat, la Atena circulau alte zvonuri. Am informații sigure, veșmântul de purpură e gata să sosească. Grigorie, Vasile, și să mă mai îndoiesc de ceea ce Maximus a prezis ca iminent pentru mine, în noaptea aceasta va cădea ultimul văl. Aici, în locuința mea din Efes, marea taină se va dezvălui. Ați ascultat Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul al 3-lea. În distribuție: Marius Stănescu, Prințul Iulian. Mihai Constantin, Grigorie de Nazians. Mircea Constantinescu, Libanius. Vasile Toma, Vasile din Cezarea. Adrian Văncică, Mihai Smarandache, Stelica Muscalu, Ceata Studenților. Regia de montaj, Florina Istodor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Dirijorul formației corale și regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2009. Împărat și Galilean, de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul al 4-lea. Să mă mai îndoiesc de ceea ce Maximus a prezis ca iminent pentru mine. În noaptea aceasta va cădea ultimul văl. Iuliane! Aici, în locuința mea din Efes, marea taină se va dezvălui. Oh, rămâneți lângă mine, frații mei. Rămâneți aproape de mine în ore întunecate.
de spaimă și așteptare. Când Maximus va veni, veți fi martori. Niciodată. Imposibil. Ne întoarcem în Capadocia. Și ce v-a alungat atât de brusc din Grecia? Mama e văduvă, Iuliane. Tatăl meu nu are doar sănătatea șubredă, ci și caracterul. Un sprijin îi e și prea îi e de trebuință. Rămâneți măcar la Han. Numai până mâine. Cu neputință. Soții noștri de drum pleacă în zori. În zori? Zorii s-ar putea ivi pentru voi înaintea miezului de noapte. Iuliane, ca să nu plec mult prea neliniștit, spune-mi, după ce Maximus îți va fi deslușit toate misterele, ce vei face? Îți amintești acel fluviu despre care vorbește Strabon? Acel fluviu ce-și are izvoarele în munții din Libia crește mereu de-a lungul cursului său. Dar exact când este mai mare și mai mare, dispare în nisipul deșertului și se cufundă în sânul pământului matern de unde a ieșit. N-aspir totuși la moarte, Iuliane. Cunoașterea desăvârșită a realității la care voi, slugarnic, sperați după moarte, pe aceasta marele mister are drept țintă să o dobândească încă din viața pământească. Înălțarea o caută Maximus și discipolii săi, asemănarea pierdută cu divinitatea. Pentru ce aceste aere de îndoială, fraților? De ce stați acolo ca în fața unui obstacol de netrecut? Eu știu ce știu. Fiecare generație ce urmează alteia a închis un suflet în care neprihănitul Adam renăștea. El a fost puternic în Moise legiuitor. A avut forța de a-și supune lumea în persoana lui Alexandru din Macedonia și a atins aproape perfecțiunea în Iisus din Nazaret. Însă vezi tu, Vasile, lor, tuturor, le-a lipsit ceea ce mi s-a făgăduit mie. Femeia neprihănită. Iuliane, Iuliane. Hulitor, iată spre ce te-a târât inima orgolioasă. O, Grigorie, e bolnav și rătăcit. Pentru ce această îndoială plină de dispreț? Vă spuneți credincioși și totuși nu credeți în minuni. Așteptați, așteptați. Veți vedea. Logodnica, fără îndoială, îmi va fi oferită și atunci, mână-n mână, ne vom îndrepta spre Orient, acolo unde, după unii, răsare Helios. Să ne ascundem în singurătate, așa cum se ascunde divinitatea. Să căutăm paradisul pe țărmurile Eufratului, să-l găsim și acolo. Splendoare! De acolo o stirpe nouă, în plenitudine și frumusețe, va umple pământul. Acolo voi, cei care vă îndoiți, slujitori ai cuvântului, subjucați scripturii, acolo se va întemeia imperiul spiritului! Îmi frâng mâinile de durere. Ești oare același Iulian care a plecat de la Constantinopol acum 3 ani? Eram orb atunci, precum voi azi. Nu cunoșteam decât calea care se oprește la dogma. Dar calea ta, știi unde se oprește? Unde țintă și cale fac una. Pentru ultima oară, Grigorie, Vasile, vă rog, stăruitor, rămâneți cu mine. Vedenia pe care am avut-o noaptea trecută, aceasta și încă multe altele, vădesc o legătură tainică între noi. Ție, dragă Vasile, aș avea atâtea să-ți spun. Nu ești tu capul familiei tale? Și cine știe dacă aceste promisiuni seducătoare, dacă nu cumva prin tine și în familia ta? Niciodată. Nimeni cu voia mea nu se va prinde la rătăcirile și la visele tale smintite. Ce-mi vorbești despre voință? Zăresc o mână care scrie pe zid. În curând voi deșifra
Inscripția! Vino, Vasile! Oh, prieteni! Prieteni! Grigorie! Vasile! De acum înainte, o prăpastie ne desparte. Să mergem, Vasile! Da, da, mergeți, mergeți, mergeți. Ce știți voi, oameni învățați? Ce aduceți cu voi din cetatea înțelepciunii? Tu, dragul meu Grigorie, robust, încăpățânat. Și tu, Vasile, mai mult fată decât bărbat. Voi nu cunoașteți decât două drumuri în Atena. Drumul școlii și drumul bisericii. Pe cel de-al treilea, ce trece pe la Eleusis și duce mai departe, nu-l cunoașteți. În sfârșit, Maximus! Aveți grijă, așezați lampa în colțul din spatele mesei. Ieșiți. E vremea. Spiritul și trupul îți sunt curate, Iuliane. Am postit și m-am uns. Sărbătoarea nopții poate așadar începe. Dansatoarele și cântăreții din flaut sunt gata. Maximus, ce înseamnă toate astea? Trandafiri în păr, vin roșu scânteind, privește frumoasele picioare care zburdă. Și în mijlocul unei asemenea beții a simțurilor, cu masa întinsă, vrei tu să... Păcatul nu există decât în ideea ta despre ceea ce e vinovat. Trandafiri în păr, vin roșu scânteind. Da. Ce-ai pus în vinul ăsta? O scânterie din focul pe care l-a furat Prometeu. Simțurile mele își schimbă funcțiile. Aud lumina și văd sunetele. Vinul e sufletul viei. Prizonierul voluntar a fost eliberat. Logos în pan! Râne și te închide zile, baricada, se se pânză greați și câmpul lupta ca și slava, slava de urmui nostru, să-i cântăm cu toții. Beția te eliberează. Cum explici această beatitudine? Beția e unirea ta cu sufletul naturii. Mister desfătător, ispititor, seducător. Ce este? Pentru ce ai râs? Eu? Aud șoptind în stânga mea. Perna de mătase foșnește. Maximus! Nu suntem singuri. Suntem cinci la masă. Un banchet cu duhurile. Cu umbrele. Numește-mi oaspeții. Nu, nu acum. Ascultă. Ascultă. Ce e asta? Parcă o furtună vuiește prin mijlocul casei. Iuliane! Iuliane! Vorbește! Vorbește! Ce mi se întâmplă? Pentru tine ora făgăduinței se apropie. Lămpile, cât pe ce să se stingă? Privește! Privește lumina! De ce te-ai aruncat la pământ? Privește lumina de deasupra lămpii celei mari de bronz. Acolo, Maximus! Da, da, lumina albăstruie! La grădă de jenit
ceva? Da! Ce vezi? Văd un chip ce strălucește în lumină. Bărbat sau femeie? Nu știu. Vorbește. Pot? Vorbește-i. Vorbește! Pentru ce m-am născut? Pentru a sluji spiritul. Răspunde! Da! Mai întreabă! Care-mi va fi fapta? Vei întemeia imperiul. Ce imperiu? Imperiul. Și pe ce cale? Aceea a libertății. Vorbește limpede. Care e calea libertății? Calea necesității. Și cu a cui putere? Cu puterea voinței. Și ce am să vreau? Ceea ce trebuie. Se șterge. Dispare. Vorbește. Vorbește. La ce sunt constrâns? Cercul de lumină se șterge. A plecat. A plecat. Acum știi. Acum mai puțin ca oricând. Sunt suspendat deasupra unei prăpăstii fără fund, între lumină și întuneric. Ce este imperiul? Sunt trei imperii. Trei? Primul imperiu este cel care s-a întemeiat pe pomul cunoștinței binelui și răului. Al doilea, imperiul ridicat pe lemnul crucii. Și cel de-al treilea? Cel de-al treilea este imperiul marii taine. Imperiul ce se va întemeia totodată pe pomul cunoașterii și pe cruce. Pentru că le urăște și le iubește pe amândouă. Și pentru că și-are izvoarele vieții în grădina lui Adam și sub Golgota. Iar acest imperiu va veni? E lângă uși. Am făcut calcule peste calcule. Din nou șoapte? Cine-mi sunt oaspeții? Cele trei mari pietre de temelie ce susțin mânia în edificiul necesității. Cine? Cele trei mari ajutoare în renegare. Numește-mi-le. Nu pot. Nu pot. Nu pot. Nu le cunosc. Însă ți le-aș putea arăta. Arată-mi-le atunci. De-ndată, Maximus. Ia seama. De-ndată, de-ndată. Vreau să-i văd. Vreau să le vorbesc fiecăruia în parte. Mi-acopăr fața. Asupra ta să cadă păcatul. Ia formă și apar tu, cel din tâi miel de sacrificiu al predestinării. Ce vezi? El e acolo, chiar în colț. E mare, ca Heracles, și frumos. Dar nu. Dacă poți, vorbește-mi. Ce vrei să știi? Care ți-a fost menirea în timpul vieții? Crima mea. Pentru ce ai comis crima? Pentru ce n-am fost fratele meu? Fără subterfugie. Pentru ce ai comis crima? Pentru ce am fost eu însumi? Și ce ai vrut fiind tu însuți? Ceea ce am fost constrâns să vreau. Ceea ce trebuia să vreau. Și pentru ce trebuia să... Care e cauza acestei constrângeri? Eram eu. Ești scump la vorbă? In vino veritas. Bine gândit, Maximus. Primește palidul meu oaspete. Primește o cupă plină. Scaldă-te în aburii vinului. Reînsuflețește-te. Îi simți? Îi simți? Urcă în tocmai ca fumul sacrificiului. Fumul sacrificiului nu urcă niciodată. De ce această linie îți înroșește fruntea? Nu. Nu ți-aduce părul deasupra. Ce este? Semnul. De ajuns despre asta. Și ce fruct a copt crima ta? Cel mai măreț. Ce numești tu cel mai măreț? Viața. Și temelia vieții? Moartea. Și aceea a morții? Ia
taina. A plecat! A plecat! Poți să-ți ridici ochii. A plecat! Da? L-ai recunoscut? Da. Cine? Cine era? Cain. Acesta e, prin urmare, drumul. Nu căuta mai mult! Al doilea, Maximus! Nu, 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 nu fac asta! Al doilea, îți spun! Vreau să-l văd! Vreau să-mi cunosc oaspeții! Tu ai vrut-o, nu eu! Mi-acopăr chipul! Tu pregătește-te! Apari! Arată-te! Arată-te! Rob voluntar care a ajutat la cea de-a doua mare revoluție a lumii! Nu te apropia! Îl vezi? Da. Cum? Cum îl vezi? Îl văd ca pe un om cu barbă roșie. Poartă haine sfâșiate și o frânghie la gât. Vorbește-i, Maximus. Nu, nu, tu trebuie să-i vorbești. Ce era în viață? A 12-a roată la carul lumii. A 12-a? Chiar și cea de-a 5-a trece drept inutilă. Unde s-ar fi rostogolit carul fără mine? Unde s-ar rostogolit cu tine? În gloria supremă. De ce l-ai ajutat? Pentru că voiam. Ce voiai? Ceea ce trebuia să vreau. Cine te-a ales? Stăpânul. Stăpânul chiar știa atunci când te-a ales? Da. E atât taină. Taci! Nu mai e acolo. Poți privi. L-ai recunoscut? Da. Cum se numea în viață? Iuda Iscarioteanul. Păcatul înflorește, întunericul iese la lumină, noaptea se dezvăluie! Maximus, al treilea, aici! Trebuie să vină. Apar cea de-a treia piatră de temelie, apar tu, cel de-al treilea, eliberat sub legea necesității. Ce vezi? Nu văd nimic. Cu toate astea, el e acolo. Pe pecetea lui Solomon, pe ochiul din triunghi, te conjur! Apare! Ce vezi acum? Nimic. Nimic. Apare! Apare tu! Nu! Fulger în noapte! O văd! Orice meșteșug e deprisos! Pentru ce? Vorbește! Cel de-al treilea nu este încă printre umbre! Trăiește? Da, trăiește! Și e aici, spuneai tu? Aici sau acolo sau printre cei nenăscuți, n-o știu! Minți! Mă înșeli! Aici! Aici ai spus! Dă drumul mantiei mele! Așadar, tu ești sau eu? Dar care? Dă drumul mantiei, Iuliane! Care dintre noi? Cine? Totul depinde numai de asta. Despre asta știi mai mult decât mine. Ce vestea vocea în lumină? Vocea în lumină? Imperiul? Imperiul? Să întemeiesc imperiul? Cel de-al treilea imperiu. Nu, de 1000 de ori nu. Înapoi, corupătorule, mă lepă de tine și de toată lucrătura ta. De necesitate? Sfidezi necesitatea. Nu vreau să fiu sclav. Sunt liber, liber, liber! Ce sunt strigătele astea de spaimă? De 1000 de ori iertare, prea nobilul meu stăpân. Ce văd? Chestorul Leontes? Slujitorii tăi voiau să mă împiedice să intru și, cum țineam foarte mult, am călătorit zile și nopți ca trimis al împăratului. Te rog, spune-mi, ce veste aduci? Prea nobilul meu stăpân, te felicit pentru fericirea ta și mă felicit pe mine însumi și te salut, Cezar. Cezar! Trăiască Cezarul Iulian! Ridică-te, Leontes! Ce nebunie ți este pe gură? Aduc ordinul împăratului. Eu? Eu? Cezar? Unde este Galus? Nu întreba. Unde este Galus? Cezarul Galus este lângă prea iubita lui soție. Galus mort.
Mort în mijlocul marșului său triumfal. Dar când? Și unde? O prea iubită stăpân, cruță-mă! Trebuie să ajung la el! Dă-mi la o parte, spun! Iuliane! Grigorie! Frate, te-ai întors așadar totuși. E adevărat zvonul ce s-a răspândit în oraș ca o ploaie de săgeți? Sunt eu însumi atins de săgețile acestui zvon. Îndrăzni voi să cred într-un asemenea amestec de fericire și nefericire, Grigorie? În numele lui Hristos, respinge-l pe ispititor! Ordin de la împărat, Grigorie! Vrei să calci peste cadavrul însângerat al fratelui tău? Însângerat? Nu știai? Cezarul Galus a fost asasinat. Asasinat? Minte! Nu-i așa, Leontes? Cezarul Galus a abuzat de putere aici, în Orient, ca un smintit. Cine l-a ucis? Tribunul Scudilo, care le însoțea, a socotit oportun să uneltească execuția lui. Unde? Nu la Roma, totuși. Nu, stăpâne. S-a întâmplat pe drum, în orașul Pola, în Iliria. Împăratul e mare și drept. Ultimul din familie, Grigorie. Împăratul Constantius e mare. Nobile Cezar, îngăduie-mi să te înveșmânt cu această mantie. Roșie? Ia-o de aici! E aceeași pe care o purta el la Pola? A sosit nouă din Sidon. Din Sidon? Ai auzit? Maximus, veșmântul de purpură. Vedenia lui Apolinar. Iuliane! Iuliane! Iată, vărul tău împăratul ți-o trimite. El îți transmite că, fără odraslă precum este, speră că tu vei vindeca această rană, cea mai adâncă din viața lui. Dorește să te vadă la Roma. În sfârșit, voința sa e să mergi în calitate de cezar în Galia. A avut anumite revelații în vis, iar ultimele cuvinte pe care mi le-a spus la plecare au fost că tu, cu siguranță, vei reuși să consolidezi Imperiul. Să consolidezi Imperiul? Maximus, vocea din lumină. Semn lângă semn. Cum? Nobile Cezar? Și eu am avut prevestiri, dar asta... Spune nu, Iuliane! Aribile pierzării vor să ți le prindă pe umeri! Cine ești tu care le înfrunți pe împărat? Numele meu e Grigorie. Sunt fiul episcopului din Nazians. Faceți cu mine ce veți vrea. E prietenul și fratele meu! Nimeni să nu-l atingă! Nu te atinge de purpură, Iuliane! Și tu... Credinciosul meu, Vasile. Nu o lua în numele lui Dumnezeu. Și ce te înspăimântă în asta? Grozăviile ce vor veni. Prin mine Imperiul va fi consolidat. Imperiul lui Hristos? Marele și frumosul Imperiu al Împăratului. Oare Imperiul Împăratului strălucea în fața ochilor tăi de copil când pe mormintele martirilor capadocieni predicai învățătura sfântă? Pentru a consolida pe pământ regatul Împăratului a părăsit Constantinopolul. Cumva regatul Împăratului... Cețuri! Cețuri, toate astea rămân în urma mea ca un vis nebunesc. Mai bine ți-ar fi ție să-ți daci în fundul mării cu o piatră de gât decât să lași acest vis să se destrame. Nu vezi tu lucrarea ispititorului? Întreaga splendoare a lumii la picioarele tale. Semn lângă semn, Cezare, semn lângă semn. Un cuvânt, Leontes, unde mă duci? La Roma, stăpâne. Nu asta întreb. Unde mă duci? La fericire și la putere? Sau la masacru? Stăpâne, o neîncredere atât de insultătoare... Trupul lui Galus abia s-a răcit. Pot șterge toate îndoielile. Uite, este scrisoarea împăratului pe care aș fi preferat să ți-o dau în particular. O scrisoare? Ce scrie el? Ah. Elena. Ah, Leontes, Elena? Elena mie! Împăratul ți-o dă ție, stăpâne, pe sora lui iubită, pe care cezarul Galus zadarnic o ceruse. Elena mie! Inaccesibilul atins. Femeia neprihănită. Totul se împlinește în chip minunat. Dați-mi mantia de purpură!
Ai ales, Iuliane. Ales, Maximus. Ai ales cu toate semnele potrivnice? Nu există aici semn care să se împotrivească. Maximus, Maximus, ai orbit atotvăzătorule. Dați-mi mantia de purpură! S-a făcut. Victorie și lumină asupra celui care vrea. La casa guvernatorului, prieteni! Faceți loc, Cezarul Iulian! Lasă, Cezarul Iulian! Ați ascultat Împărat și Galilean de Henrik Ibsen. Traducerea Venera Antonescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Partea 1. Cezarul Iulian. Episodul al 4-lea. În distribuție: Marius Stănescu, Prințul Iulian, Constantin Codrescu, Iuda, Cain și Vocea, Mihai Constantin, Grigorie de Nazians, Nicolae Călugărița, Maximus, Orodel Olaru, Chestorul Leontes, Vasile Toma, Vasile din Cezarea, membrii formației corale: Ionuț Popescu, Stelica Muscalu, Nicolae Grof, Gabriel Florian Ștefan, corul dansatoarelor: Patricia Prundea și Luiza Mateescu, regia de montaj: Florina Istodor, regia de studio: Milica Creinicianu, dirijorul formației corale și regia muzicală: Stelica Muscalu, regia tehnică: inginer Iulian Iancu, coordonator de proiect: Crenguța Manea, regia artistică: Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2009.